Stimați colegi, dragi prieteni, bună ziua! Bună ziua! În condițiile actuale ale pandemiei, iată că migrăm cu toții în spațiu virtual, sper să ne auzim reușit să interacționăm cât mai bine posibil. Dragi colegi, conferințele Institutului de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul s-au mutat pe Zoom. Ne facem debutul acum cu un ciclu de conferințe online diaspora filologică care ne pun în dialog cu filologii basarabeni stabiliți în afara hotarelor Republicii Moldova. La fiecare întâlnire vom avea prilejul să ascultăm o conferință științifică pe care o va prezenta timp de 30-40 de minute invitatul institutului nostru, după care vom avea prilejul să îi adresăm întrebări și să discutăm despre activitățile sale în țara gazdă, despre sistemul academic de acolo și despre tot ce ne interesează pe noi. Să știți că fiecare invitat din cadrul acestor conferințe este doctor în filologie, este autor de articole științifice, autor de studii, este o personalitate bine cunoscută și apreciată în spațiul nostru cultural și științific românesc și prestația lui academic în centrele universitare din afară, ne bucură și ne onorează și este pentru noi un prilej de a învăța de la el, de a ne îmbogăți și noi experiența noastră științifică. Așadar, acest proiect are scopul să aducă mai aproape de noi diaspora noastră științifică. Vrem să cunoaștem cu ce se ocupă colegii noștri din diaspora, să stabilim colaborări cu ei, să îi antrenăm în activitățile noastre, să beneficiem de experiența lor de cercetare și să învățăm de la ei. Dragi colegi, invitații Institutului în cadrul acestui proiect sunt doamna Luminița Bușcăneanu, stabilită în Elveția, doamna Lena Tofan din Germania, doamna Georgeta Ceslaru, stabilită în Franța, doamna Eugenia Bojoga, stabilită în Italia și Cristina Robu, în Statele Unite ale Americii. Prima invitată, Luminița Bușcăneanu, este originară din satul Micăuț, raionul Strășeni, este doctor în filologie, cu o teză despre simbolism susținută la Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, sub conducere lui Dan Mănâncă. Doamna Luminița Bușcăneanu a fost lector universitar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă mulți ani, cu intermitențe din 1993 până în 2008. A fost colega mea de catedră. În prezent, doamna Bușcăneanu predă limba franceză la Universitatea Populară din cantonul Geneva. Doamna Bușcăneanu este specialistă în literatura română și universală, a publicat multe studii importante despre simbolism. Le voi numi doar câteva voi numi. Pentru o definiție cromatică a simbolismului, ocultarea sacrului, poezia ca sacerdoțiu, inițierea prin iubire, taina culorii, sondarea misterului, simbolism, lumina demonică, divinitatea mișcării, satan, limbaj simbolist, substantivizarea adjectivului, Alexandru Macedonski, culorile senzualității, roșu, stimulul cromatic în simbolism, inima modernă, starea de lumină, corpul, punct de plecare, singurătatea lui Radu, Alexandru Macedonski, arta și eros, dominanții cromatice, idolul feminin, etc., etc., etc. În prezent stă să apară de la editura antologia Poezie Simbolistă Românească, antologie prefațată și de doamna Bușcăneanu. Tot dumneavoastră a făcut selecția textelor și bibliografia selectivă. Este o ediție amplă, în două volume. Așteptăm să citim, așteptăm să o lansăm inclusiv la Chișinău. O salutăm cu drag pe doamna Bușcăneanu și suntem foarte curioși să ascultăm conferința domniei sale. Bună ziua!
Doamna Bușcăneanu, aici de zi sunt conectați colegii noștri de la Institutul de Filologie Română Bogdan Petruceicu HGL și știam că se vor conecta și studenții de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă împreună cu doamna Luba Cibotaru și suntem cu toții curioși să interacționăm cu dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua tuturor, salutări celor care ne cunosc și foarte bucuroasă să cunosc și pe alții. Vreau să vă precizez Și după care încerc să concentrez la textul cu tot textul depus la încă dinică, trebuie să zic pentru mine, deci, dacă voi și voi intra în subiect, în sal, și voi trece la loc, să nu mă primim foi, dacă permite, ca să mă interesează. Dar, și dacă lipsă, să nu poate să fie eu vreau acuma, că le cheam acoperire, unde să se poate la cultură în antologia și deci, în antologie vă știți că umit asta. Deci, vă invit, vă provoc. Sper că antologia se iasă în toamnă, pentru că pandemia ne-a deplasat termen. Dar sper să iasă. De aceea, urmează definirea simbolismului, curent, mișcare, școală literară, mai creează și acum dificultăți, mai ales din cauza limitelor temporale, văzând complexitatea autorului și eterogenitatea demersurilor artistice. Realitatea amplă însă a diferențelor de pe orizontală, în sensul manifestărilor, în sensul demersurilor artistice, e pe verticală, de fapt, dă un demers coerent și este mult mai dă în convergență pe verticală conceptuală. Simbolismul, curentul literar, a apărut pe fundalul unul de crize și transformări profunde atât de ordin social economic, cât și istorico-politic și de natură filozofică și psihologică, axat pe explorarea subiectului a cunoașterii, a comunicării, pentru o retorică revizuit acum la baza care este simbolul, simbolul revalorizat. Este în principiu anunțat încă de corespunderile lui Baudelaire în 1857. Deci în jurul anului 1880, ceea ce se întâmplă, de fapt că prin Rimbaud, Mallarmé, Verlaine și ceilalți, se obține o înțelegere și o înțelegere a și o asumare a noii conștiințe. Deci, limbajul poetic, o nouă conștiință, un nou limbaj poetic. Iar în 1886, Jean Murea formulează doctrina și oficializează și termenul de simbolism. Secolul XIX este marcat de mare cotitură în domeniul cunoașterii. Subiectul cunoscător se pomenește într-un context în care moartea lui prin moartea lui Dumnezeu, în un sistem imobil de valori, totul se schimbă vertiginos. Deci este important să explicăm expresia aceasta de moartea lui Dumnezeu. Orice termen vom folosi, orice expresie, orice concept, îl vom raporta la limbajul poetic, deci la un corp anume. Vedem această moarte a lui Dumnezeu prin codul nostru, pentru că preluăm expresia și o adaptăm la mesaj poetic și la noutatea, la transformarea liricii. Deci, moartea lui Dumnezeu, afirmat pe Gottistod, Dumnezeu este mort, a apărut pentru prima dată în Die Fröhliche Wissenschaft, dacă bine înțeleg,
știința voiasă s-a traduce în 1882, exprimă figurativ ideea în pasul credinței în care a dat iluminismul prin instituirea raționalității științifice în locul revelației sacre. În vederea depășirii crizei inminente, pentru că neapărat desacralizarea provoacă o criză și o criză în comun cu crizei, o criză foarte profundă, a cunoașterii, a subiectului, a cunoașterii, a mijloacelor. Deci, prin în vederea depășirii acestei crize, a pierderii care este iminentă de sacralizării și a pierderii fundamentului moral absolut care duce la nihilism și angoasă, Nietzsche propune crearea unui sistem nou de valori, care de fapt care trebuie să fie apt să umple golul pierderii ordinii divine. Ceea ce înseamnă că în afara lui Dumnezeu, omul, de fapt supraomul, urmează să-și acordă extraordinară șansă de a fi el cum să-și creatorul, impunând un nou Dumnezeu de cunoaștere, o altă cuvință existență. Deci, e bunul lui Nic, cel care caută pe Dumnezeu cu lampă, în comună, luminează lucrurile, oameni, și în felul acesta reprinde faptul, redescoperindu-o. Omul se confruntă cu Spiritul Dumnezeu, nu știu cum să-l alucheze, mașina care cum să-i aluce. Raportul dintre om, dintre cost și universul macrocost este intermediat de progres tehnico-științific. Totuși, oricât de prins în acest iure, subiect cunoscător nu se poate susține de perspectiva transcenderii. Deci, raționalismul închide cunoașterea în parametrii experimentului. Doar că semnalele venite din domeniul intuiției, scapă măsurilor logice. De aceea, desacralizarea cere rescrierea mitului în vederea reintegrării sinelui. Vom vedea cine este sinele, este un eu fărâmițat. Vom vedea mai departe. Deci, reintegrării sinelui, ceea ce prezentat de Laurent Mathusis, este un critic care face o lucrare foarte, foarte interesantă, de la mit spre ficțiune, inventarea sinelui în literatura europeană, forme, figuri, motive. Deci, în momentul acestor crize, când desacralizarea cere rescrierea mitului, este cerută și o inventare a sinelui. O redescoperire a unui sine pe care eu urmează să-l reintegreze, un sine de dincolo de lucruri, un sine din metafizic, de dincolo, din spatele lucrurilor. Și ceea ce prezintă Laurent Mathusis se valorează cât trecerea de la mit la ficțiune, adică mitul care înseamnă un eu colectiv, un imaginat colectiv, către eul personalizat. Prin revalorificarea imaginarului colectiv cu ajutorul simbolului resuscitat din centrul unei retorici adaptate la cerințele plonjării inconștient și prin reanimarea memoriei pasive, pasive în sensul bergsonian, în accepția lui Bergson, memoria este pasivă și activă, pasivă este cea a spiritului pur, rezidă în spiritul pur, acționând prin imaginea amintirii, cea activă este motrice, corporală. Memoria pasivă e nevoie de activat, de resuscitat această memorie care conține imaginele amintirii. Deci, simbolul, prin această viziune, simbolul obține foarte multe substraturi care trebuie resuscitate. Deci, și ca apoi, deci, cartea să fie aptă, deci cunoașterea, să fie noua cunoaștere, să fie aptă să transceadă tot șirul acesta de simboluri adormite, pasive, de informație pasivă. Prin revalorificarea acestui imaginar colectiv cu ajutorul simbolului resuscitat, și a reanimării memoriei pasive, deci a substraturilor adormite,
simboliștii încearcă să ajungă la un ceva, la misterul de dincolo de lucru, care mister este necunoscutul, este neantul, este increatul. Și avem, de pildă, un fel, o tehnică de activare, strigătul, trezirea din amorul de cumva, strigătul iubirii, amorului de cum. Deci e vorba de apelul la conștiință, este nevoie de trezirea această conștiință. Deci poema, în felul acesta, poema simbolistă, transcende tipul ordinar de existență în vederea reintegrării sinelui proiecției sale necunoscut. Deci, mișcarea se produce de aici spre dincolo. D'ici bas, al lui la franțele. Unui nou fel unitar de cunoaștere. Deci, poezia simbolistă surprinde și sugerează prin diferite perspective raportul dintre eu și non-eu, care este sinele, necunoscutul, neantul, sau acel otr pe care îl descoperă Rambo la un moment dat, și pe care îl vede ca și o continuitate a eu-ului sau fizic. În Vis mor, de pildă, este un text foarte interesant al lui Constantin Tenoica, prin vis, intermediar pasajul dintre ființă și neființă, prin tehnica noi retorice a sistemului de oglinzi, oglinzi clipiri. Deci, oglinda care, în aceste oglinzi, sensul, starea apare în, pentru foarte scurt timp. Deci, în sistemul acesta de oglinzi clipiri, în care prin profil licăresc, deci, da? Fețele misterului, poetul pune crizantemă și, odată cu crizantemă, viața, primăvara, mireasma, gândurile, plânsul, tot ce țin de viață, deci o pune în raport cu icoana din neguri, de partea cealaltă. Apariția și preluarea poetică a conceptului de inconștient, de conceptul al lui Hartmann din filozofia inconștientului, deschide simbolul perspectiva sondării pe verticală a lumelor sedimentate culturală în memoria pasivă. Deci inconștientul liberează simbolul de corvada mimesis și face trecerea prin timpul și spații posibilă. Deci, din viață spre moarte și invers. Deci, e o trecere convențional posibilă. Și, de fapt, renumește moartea, cum numește la mister, dincolo, necunoscut, cu care contactează prin intermediul visului sau live prin intuiție. Poezia devine element în sine care nu comunică, ci se revelează ca și miracol. Și în societatea modernă, subiect cunoscător se pomenește cu spiritul încarcerat într-un raționalism insuficient. Deci creatorul se confruntă cu criza aceasta multiplă a eu-ului, a comunicării, a mijloacelor. Noul explorator, novatorul, trebuie, deci, să recurgă la informații din orice domeniu pentru a ieși din impasul în care a dat cunoașterea. De aceea, Nietzsche, de pildă, propune revendicarea grandorii figurilor mari istorice, creatori potențial ai noului, prin capacitatea lor de depășire a condiției umane, deci prin dubla capacitate, odată și, deci, prin, de pildă, luându-l pe Napoleon, dubla capacitate, odată prin faptul că el se depășește pe sine în luptă, și a doua faptă, și a doua oară, pentru că îl ajutăm noi prin imaginație să devină un simbol, să devină un supraom, deci să depășească limitele, să transceadă dincolo de ordinar, să devină, deci să ne deschidă cale spre cunoaștere, spre altă cunoaștere, alt tip de cunoaștere. Laura Matiusina, deci când raportează exemplul lui Napoleon adus de Nietzsche, la propria lui teorie, reinventarea sinelui și a ficțiunii, deci ficțiunii îl zice metaforă în sensul ficțiunii, sintetizând demersul nițian și reformulându-i ideile de bază, deci sintetizează în felul următor. Laura Matiusina, cel care numește pe proces de regândire a subiectului cunoscător, inventare de sine, l'invention de soi, cu punctul de plecare în mit și cu finalitatea reinventării ficțiunii, vede figura lui Napoleon ilustrativă prin trecerea de la real la fictiv, deci prin dublare de pușire de sine, de passement de soi.
este cea directă, despre care am zis că o impune războiul, și una virtuală ca și construct al simbolului virtuală. Așadar, marile figuri sunt potențial recreatori ai eului și lumii. Dar această dimensiune, pe lângă valoare, e de sens propriu. La sensul propriu, mai are și plus valoare pe care o conferă căutătorul modern. Deci sursa de revitalizare a unei civilizații uzate este ficțiunea. Figura reală a lui Napoleon se oferă prin metafora luptătorului. Și în felul acesta se întrece pe sine. Și luptele adevărate sunt aureolate de bătăliile interioare, deci bătălii care se duc pe câmpul gândirii, ceea ce nu comportă victoria și scopul militar în sine. Asta este foarte important. Deci comportă transgresiunea unor limite în vederea înnoirii, a ieșirii din pasul metafizic. Napoleon sau, de pildă, la macedonski Satan sau Emirul, sau supraomul minulescean din ese omul, devine erou fără frontiere, un fel de explorator, un victorios, un învingător, nomad, universal. Deci este o ficțiune, este alt mit, este un nou mit, este un sine, acel nou sine inventat acum. Pentru a depăși problema crizei comunicării, poezia recurge la mit, deci la capacitatea de resuscitare eternă și prontă acestea. Mitul care are același principiu, structură la orice popoare, oferă fundamentele unei viziuni neordinare asupra lumii. Orice reprezentare mitologică începe cu elementele bazice ale legitățile unui tot. Legități pe care ne le apropiem în momentul creației. Mitul, deci, relevă parametrii esențiale ai apariției și evoluției unui univers, precum și locul și rostul omului în acest cadru. Vectorul evoluției interioare a mitului creației în simbolism duce spre haosul preexistent, apariției ordinii, sugerat prin noțiuni ca mister necunoscutul, spre un cosmos, spre ceea ce este structura poetică, mai departe, universul, simbolul. Deci, este important să vedem această neomitologizare care se produce începând cu simbolismul și începând cu poezia modernă, să o vedem ca și o ieșire dincolo de limite în sensul cunoașterii, depășirea crizelor cunoașterii. Deci, un eu pluridimensional, secundat de o nouă retorică, care este simbolul, analogia, corespondențele, sinestezie, sugestia, vagă, nuanța, clarul, obscurul, deci totul este adaptat la acest simbol revalorificat, care trebuie să plonjeze în străfundurile eului, în inconștientul și la nou care apare acum, și ca să contacteze, să se proiecteze pe sinele ăsta de dincolo de lucruri și să contacteze, să aducă de acolo informații. Deci, acest eu, în tendința lui de sincronizare cu sinele, acceptă provocările sublimului. Și aici Dimitri Angel vorbește foarte frumos despre acest rol al novatorului, al căutătorului, al cunoscătorului simbolist în prinosul unui iconoclast. A exprima inexprimabilul, a dă o formă lucrurilor informe, a pierde timpul cu alternarea monotonă a cadențelor, a trezit prin ritm sensibilități adormite, a face din cuvinte un leagăn în care să adormi durerile altora, etc., etc. Dar, trecând prin probele angoase, paralizante, mai ales în fața conștientizării mărginierii existențiale. Stau și moina cade, apă, glob. Să nu mai știu nimic ar fi un singur mod. Un bec agonizează, există, nu există, un alcoolic trece piața tristă, cea de Bacovia nocturnă. Deci, prin activarea memoriei mitologizante, am tradus din memoar mitifiant, exploratorul simbolist inițiază reconfigurarea realului. Deci este pentru a crea posibilitatea acestei întâlniri ideale dintre omul, modelul imaginar, și prototipul său edenic. Dintre om și modelul imaginar, da? Dintre om și prototipul său edenic. Deci nu e o retrăire simplă a trecutului. Deci nu e acela Adam pe care îl caută.
simbolistul, este o tentativă de recrearea prezentului, sustragerea din prezent pentru reintegrarea prototipului an istoric. An istoric este, de fapt, revalorificare prin cuvânt a prezentului. Deci felul roșu al noii ficțiuni, al cărții, cum îi spune Mallarmé. Și Mallarmé vede în carte o suită, un fractal, o suită de cărți. Deci cartea lui Mallarmé urmează toate cărțile și le transcende. Deci e cartea absolutului, e cartea vis, cartea fantasmă. Deci în moment, prin sustragerea din prezent, prin reintegrarea prototipului an istoric, deci se vizează această scufundare, aprofundare în nou, în inedit, în necunoscut. Și firul roșu al noii ficțiuni, al cărții, stă în surprinderea licăririlor. Deci sunt niște licăriri, ele nu apar, este sugestia, se sugerează noi. E clar obscur, este vag, este nuanță. Deci în surprinderea licăririlor, iluminărilor, cum le zice Rambo, paradisul din tenebrele ființei. Deci sinele inventat de simboliști în locul Dumnezeu lipsei, cel inspirat de inconștient. Mallarmé asociază inconștientul cu increatul și conferă rol de inepuizabilă sursă creatoare. Iar paginii îi atribuie dimensiunile fluide a unui potențial cosmos interior. Deci album între cuvinte fiind absență sonoră și prezență vizuală concomitent, care eclipsează negru paginii care și sugerează scritura tăcerii. Mallarmé vede pagina sa ca pe o scrit, ca pe o frază muzicală, fraza sa poetică, ca pe o frază muzicală. Și zice că nu, fraza muzicală nu se compune de fapt din note, ci din intervale dintre noi. E o poetică în criză, rezonează cu sinele neosacral. Deci posibilitatea exteriorizării infinitului interior e dotarea corpului cu supraputere și trecerea peste limitele condiției umane. Corespondența dintre realitatea, deci corespondența realității exterioare cu cea interioară trece prin dematerializarea analogă sublimării onirice. Asta e problema. Este momentul cel mai dur. Deci e nevoie de această sublimare. Este nevoie de acel chin la care se supune carnea ca să acceadă dincolo de dincolo de banal, de tot ce până unde poate ajunge experimentul și analiza logică. Deci plonjarea misterului inconștientului pentru raportare cât mai valorizantă a eu-lui la un potențial sine în adâncurile ființei arată ca un șir fractal de avatară derivate ale simbolului Hritpal. Noul eu este multiplu plural, este un zice, caleidoscopul, paleta, spectru de euri. Deci complexitatea lui nu ține doar de aspectul cantitativ al intervențiilor poetice, ci mai ales de complexul actului recreator în sine. Poezia modernă revoluționează în transformare estetice. Nu anulează proiectele anterioare, ci le asumă. Deci le împină, le recrează. De aceea simbolul deci le include într-un mod creator. Și ceea ce înseamnă mai apoi element particular, deci le adaptează tot elementul particular, cum ar fi elementul național, de pildă, sau cultura locală, cultura națională. Simbolul e cel mai apt de a suprapune tot cumulul de posibile, de a face în același timp să transpară sinele metafizic într-o contactare care se realizează un întreg ritual, ca și în magie. Deci, tot preia forma ritualului magic doar că pentru nebunia, nu pentru nebunia simțurilor în sine, ci în scopul explorării dincolo de materie. Deci spațiul paginii este un univers pluridimensional. Pagina albă, în creatul, dă posibilitatea creatorului să se deplaseze nu doar orizontal, vertical, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, diagonală, în alte direcții în care poate merge ochiul, ci și celelalte simțuri participă. Deci celelalte simțuri ale corpului supradotat, că el este supradotat, ajutat și de drog, drogul va fi diferit.
Deci, celelalte simțuri ale corpului supradotat participă în egală măsură la transfigurarea informației, la transpunerea, transfigurarea informației, astfel că realitatea exterioară să obțină informa, informa sufletului, adică ceva vag, unduios, ca și misterul. Baudelaire încadrează în pagina infinitul. Martin Rieff este un profesor de la Universitatea din Geneva, cursurile care am mare fericire să le mare șansă să le ascult. Vorbește despre cadrul infinit în poetica baudelaireană. Este foarte, foarte interesant că este infinitul infinit. Infinitul este încadrabil grație unei operațiuni duble, care se produce concomitent pe două planuri, deci fizic și metafizic, în devenirea pe raza privirii. Totul se întâmplă pe raza privirii, în mod special. Deci, zice despre hipervizibil sau ipervizibil, adică vizibilul încadrat, astfel concentrând și aprofundând până la infinit sublimul și vizionarul care privește. Deci, în, cum ar fi, asta este sistemul ăsta fractal, pe care îl văd eu sub o formă, sub un șir fractal, infinitul concentrat într-un spațiu foarte mic, foarte finit. Doar concentrația maximă și imaginația îți ajută să pătrunzi. Deci să te scufunzi în mister, cât mai departe în mister, cât mai departe posibil. Rimbaud numește pagina albă infern de parcurs spre iluminări. Experimentările sale încep cu nașterea vocală. Bacovia îi zice sicriu și pornește din moarte, din somn întors. Este foarte interesantă expresia și expresia în sine, expresia somn întors, deci somn de moarte, pornește din moarte spre... Ba, este o speranță pentru că scârțe vânt, scârțe coroanele, este un vânt, este măcar. Deci este o speranță, dar și cuvântul întors în sine, deci dinspre moarte spre... este întors. A? Și dacă suntem în cavou, întors ar fi dinspre cavou, din cavou spre, spre altceva. În poezia nouă, pagina albă este portalul, pasajul figurativ intermediat de simbolul în care trece obiectul sensibil către sinele ideal cu care să fuzioneze. În păinginișul de raporturile scriturii moderne, simbolul reprezentând prin sine, deci suprapuneri de elemente inactive, sunt meșteșugit plasate într-un sistem de oglinzi ferestre, ochi, în care să se reflecte și deci valorifice toate substraturile. Spre exemplu, avem este exemplu este de Mostyn Botez, pustiu. Și la fereastră, ca un noi bolnav, cea de pe urmă frunză ascultă, grav e un fragment doar, cum toate lucrurile în casă tac. E toamnă, un păianjen părăsit în liniștea sunând ca zurgălăi, văzând pustiul ce l-a împânzit, s-a spânzurat în mijlocul dării. Deci, pe raza ochiul bolnav fiind nu neapărat bolnav de o boală reală, este ochiul bulversat, este ochiul surișitat, este ochiul, ochiul neobișnuit, deci nemaipomenit, deci neordinar. Deci, pe raza ochiul bolnav al ferestrii, tăcerea lucrurilor devine liniștea sunând ca zurgălăi. Iar dincolo de fereastră, ca ochi bolnav, care aude liniștea, e păianjenul care o și vede. Și prin urmare, avem o suită de fractală de ochi în ochi în ochi. Aici, dacă avem și interacționarea, deci este o mișcare, și o mișcare reciprocă, spre și spre. Deci ceea ce aduce... ceea ce face un model de fluid, e un model de fluidizare a hotarilor dintre viață și moarte, în felul acesta, moartea se combină cu viața, viața cu moartea. Deci hotarul este foarte fluid, foarte aproximativ. Și numai atât despre termenul fractal, pentru că în lucrare vă zice mai multe, fractal, de ce văd eu șirul acesta ca și pe un fractal, ca o geometrie fractală, este preluat din știință, voi folosi suită șir fractal, pentru inedetul și plasticitatea expresiei matematice, deci și exactitatea expresiei matematice cu corespondențelor dintre eu și non-eu, a ideii de ordine dintr-o altă dată, dintr-un altă dată univers haotic. Deci, fractal prin sine, din latinescu fractus, deja înseamnă spart, fracturat,
Deci termenul este inventat, creat, adus pe lume în 1975, dar problema structurilor imbricate, deci structurile păpușă matrioșcă, da? Păpușă rusească, deci imbricate în una în alta și care se repetă ca și forma. Deci este mult mai veche, e pusă încă la sfârșitul secolului XIX. Fractalul ăsta care apare este un fel de, reprezintă ceva ce nu încadrează în limitele cunoscute ale geometriei euclidiene sau ale calculului, nu se încadrează, ale calculului diferențial infinitesimal. Sunt forme fără arie care o suprafață din care cauza s-a declanșat, la un moment dat, infernul matematicienilor care au dat și în lumea acestei situații teoria haosului. Deci este legat cumva de teoria haosului și de structurarea haosului, de o reordonare a haosului. Cel mai simplu, cred că accesibil model de fractal este ADN-ul, structura ADN-ului. Și ar fi globul în globul în globulă, un fel de șir infinit, care se parcă s-ar linti una în alta, aproape că sunt identice, dar nu sunt identice, sunt diferite. Iată, și eu voi folosi, după modelul ăsta de globule, prin transfer structural, voi folosi expresia simbol, sau ochi, în ochi, simbol de simboluri, de simboluri. Este un depozit în memoria inactivă, care urmează să fie revizitat în aventura plonjării în adâncul tenebros al sufletului, al ființei creatoare. Deci pentru a ajunge la materie de pagină, un cosmos sau ficțiune, realitatea imediată și concretă trece prin simțurile supraexcitate, surișitate. Se obține imaginea aptă de a sta ca realitate intermediară între sensibil și intelectual, dincolo de care să se întrevadă gama tuturor antecedentelor mitice. Mă grăbesc. Către pagină, deci, se orientează și realitatea transfigurată și multitudine de oglindiri ale acesteia din toate timpurile, revalorizate acum de arsenalul tehnic nou. Instrumentul esențial în explorarea nouă este corpul supradotat, debordant, exuberant, expansiv și pregătit, care poate auzi cu ochii, care trăiește și în Marte, care se identifică la fel de bine, la fel de firește cu Satan, fermecător Satan, al tău întreg univers plecat sub sabie și forță și torță, al lui Macedonski, precum și Dumnezeu. Deci, Demosthenes Botez creează un raport cu Dumnezeu de absolută egalitate. Deci, în ochii lui, când m-am uitat mai bine și m-am uitat adânc și n-am orbit, eu m-am văzut pe mine îmbătrânit, căci Dumnezeu nu e altul decât mine. Și scrie Dumnezeu cu litera mică. Eu, un poetic, e narcis care se contemplă în oglinda poemului și care și caută să se identifice cu altă față decât cea reală, cu cea ideală. Mallarmé revalorifică mitul lui narcis pentru capacitatea lui de reprezentare a procesului, de transfigurare a materiei, de impersonalizare a eu, în vederea reintegrării acelui sine ideal. E un fel de schimbare la față, care a raportat la poezie, schimbare expresia din lucrurile, deci care a raportat la poezie înseamnă o revelare a feței ascunse a cuvântului. În oglinda paginii transpar lumile imaginarului ideale. Astfel, crizele subiectului, cunoașterii comunicării produse de ceea ce se subînțelege prin sentința aforistică Dumnezeu este mort, în care Dumnezeu, deci imaginea de cea mai groasă consistență filozofică, poetică, al unui tot spiritual intrinsec ființei umane și norma existențială, deci dă într-o spectaculoasă, acum pentru că intrat în criză, se transformă spectaculos repede, deci intră într-o reinventare nemaipomenită, foarte plastică, de valori, raportându-se la un Dumnezeu absent, la un sistem de referință devenit incert. Cu hotarele estompate, schimbătoare, creatorul modern împinge limitele departe, inclusiv în sfera esteticului negativ. Pagina noi estetici devine scena pe care se confruntă două drame, mai ales două drame, cea religioasă și cea poetică, concludentă în sensul acesta fiind erudiada lui Mallarmé. A scris-o 30 de ani, deci a gândit-o, a regândit-o și a regândit-o. Deci tot
discutând cu Dumnezeu, polemizând toate. Înstăinarea eului de condiția sa umană, tăierea capului lui Ioan Botezătorul în căutările reintegrării sinelui sacral constituie depersonalizarea cu scopul reființării. Deci depersonalizarea, am încercat să o, am tradus-o din devizaje, traduce așa destul de liberă, care înseamnă privarea de față. Dar privarea de față în sensul impersonalizării. Deci impersonalizării în sensul universalizării. Deci se prive de vizaj în contextul, privare de față în contextul înstrăinării, anonimizării autorului. Deci autorul modern care se desparte de textul său la un moment dat și lasă textul să trăiască de sensăzător. Deci până la deveni pagina albă, autorul care se transformă în pagina albă, care este fața lui Dumnezeu, ascuns în profunzimile ei. Deci, sau este virginitatea, fecioara în alba lui Petica, liniștea, idealul, sugerate care, deci un profil sugerat prin câteva trăsături de caractere, sunt foarte schematice, trăsături implicite. Deci capul tăiat vorbește din mâinile erodiate, aceasta este fața impersonală de dincolo de moarte. Ea ține capul și capul îi vorbește. Poezia modernă se aventurează în reconstituirea unei religii din cea rămasă fără Dumnezeu. Deci religia nouă despre care vorbesc și poeți români, simboliști români, deci este anume acest sine al lui Dumnezeu absent, ascuns, absent, de dincolo de Dumnezeu mister. Deci creator modern, suprem savant, cum numește Rimbaud, este cel care își pune problema raportului deficient dintre conștiință și nou conceptualizatul inconștient. Deci omul are nevoie, omul, subiectul cunoscător, omul cunoscător are nevoie să transceandă dincolo. Nu poate să oprească numai la ceea ce propune conștiința și experimentul. Deci, raportul deficient dintre conștiință și nou conceptualizat inconștient și anume problema fosei grave deschise prin desacralizarea iminentă saltului tehnico-științific. Descoperirea fascinantă inconștientul supranumit și necunoscutul, misterul, neantul. Are fața acelui convențional sine sau altul, cum îi zice, l'autre, cum îi zice Rimbaud, care are un potențial de minunci enorm și care se prezintă ca un sistem, ca o fragmentare a eului, deci un sistem fractal de voci, în principiu autosimilare și autobunătățite. Deci tinde către o sursă arhetip, cuvântul lumina Dumnezeu. Deci ceea ce ar fi o unitate, ceea ce ar fi ceva integral. Un întreg care s-a îmbucătățit într-o multitudine de fațete, într-un spectru de euri, un fel de mecanism a dispersiei. Deci, fragmentarea eului este un efect inerent procesului inventării sinelui despre care vorbeam acestui la Nostrum de Soa. Deci, prin somnul sau imperfecțiunile memoriei cauzează fisuri în continuitatea euului. Iar continuitatea în ruptură, și asta ne interesează cel mai mult, deci asta este momentul supraviețuirii, cum ar fi spiritul creator. Deci continuitatea în ruptură este acel sine, este continuitatea, este prelungirea noastră infinit, noastră a căutătorului, a poetului căutător. Deci, iar continuitatea în ruptură, deci sinele, un cumul de euri perfectibile, continuu perfectibile, identice în aspirația lor către absolut, înseamnă încercarea de interrelaționare a diferitor aspecte ale celor eu. De aici și eu multiplu al lui Beckett în continuare și eu discontinu al lui Proust. Și în jurul modelului arhetip, doamna Korczynski, mă opriți când, văd că nu urmăresc asta, nici nu mai știu cât e ceva. În jurul modelului arhetip e o prezumtivă nebuloasă de valori care urmează a fi revăzute. Și tinele simbolist anunță un enorm potențial de mnemonic în cadrul conștiinței lucide a unui creator. Cu sfidarea tot ce-i Dumnezeu. Și universul care este tot atât de imens, cât și de infinit este finitul pe care îl poate încadra imaginația artistică. De pildă, același Ion Menulescu cu Iese Omul.
un perechere de strană comun, de aiuri de clopot și frământări de clape și e cel care poartă imensul, în craniu poartă imensul stăpân pe univers și invers voința celui din urmă neînțeles, deci nu mai în craniu, mai port și invers voința celui din urmă neînțeles. Sunt foarte multe atribute, foarte multe caracteristici ale acestui sine extraordinar supraom. Deci Baudelaire este autorul experimentului de încadrare a infinitului infinit, deci prin facultatea imaginației, care e regina facultăților umane, reușește, deci imaginația reușește să, să permite explorarea intimității creierului. Deci, în sensul acesta, zic, este omul, este foarte, este foarte un portret liric perfect pentru sinele căutat de simboliști. Deci, apropierea de sinele superlative se produce direct proporțional cu îndepărtarea, înstrăinarea ființei de individualitatea sa, precum și de convențiile și complexele realității banale, inclusiv de cele naționale și locale, culturale. Deci, sinele pe care îl inventează simbolismul e unic, dar și universal în același timp, prin fondul sacralității reper. În negativ, în oglinda, în oglindirea sclipirii, în oglindă, în sistem de oglind sclipiri, care transpare printre multitudinea de euri lumi fractale, asimetrice și deconectate doar la prima vedere, de fapt autosimilare și interconectate. Fiecare microcosm prezentând macrocosmul la scară mică, infinitul infinit, având fața divinității apofați, adică divinitatea aceea care e cu scrisă cu dâmic, fără aureola idolatrie. Între eu și sine de reintegrat pe scară ascensională, tot astfel, precum și între micro și macrocosm, sau între Creator și Dumnezeu Verb, se interpune suită de trepte de parcurs. Devenirea de la eu bolnav, Eminescu, bolnav în alme suflet, care este un text, un text pe care putem să-l plasăm între romantism, simbolism. Între acest sine, suflet bolnav, către, deci distanța de la acest suflet monop, către altul, distanța, parcursul, deci devenirea sinelui, se produce printr-un, am zis, se produce prin corpul acesta supradotat cu o inimă modernă, complexă, definiția care e oferită de Traian Demetrescu, nu mai citesc acum, deci este o inimă complicată, bizară, profundă, maladivă, etc., etc. Și totul cere o transformare de principiul demersului poetic și revizitarea totală a mijloacelor, ceea ce va zice Ștefan Petica în transformarea liricii, proces în care corpul obține rolul de instrument esențial de cunoaștere. Pentru că vidul desacralizat nu e golul absolut, ci doar o stare de criză a comunicării dintre materie și spirit, eu și altul, om și Dumnezeu, uneori și în formă credincios și necredincios, înainte de trecerea la un alt nivel al interrelaționării, abordarea metafizicului în forma explorării inconștientului vizează obținerea sufletului nou, care dă viață literaturii și artei, cum zice Ovidiu Bușcănu, ce bine, oameni, ce bine, m-am pus alături, Ovidiu Susianu, sufletul nou în poezie. Și mă opresc aici pentru că ceea ce ține de literatura română, vă provoc să citiți mai târziu sau să ne mai vedem o dată să discutăm. Pentru că nu mai ajunge timp. Așa este. Foarte dens și duct această comunicare. Doamna Bușcăneanu, mulțumim tare mult, ne-ați delectat de-a dreptul. Aș vrea să facem totuși un salt către poeții români incluși în antologie. Ați selectat din fiecare câteva poezii, da? Care au fost criteriul de selecție? A fost unul hedonist după gustul propriu sau unul tehnic în funcție de pregnanță elementului simbolist în poezie? Deci, în funcție de schimbarea mentalității, în funcție de ce aduce nou fiecare din textele astea, cum îmi exemplifică, cum îmi ilustrează argumentul meu, argumentul simbolismul ca artă lucidă, deci o artă conștiinței extreme. Și toate textele astea vin cumva să-mi ilustreze, să-mi exemplifice
o idee sau alta din, din argument. Bineînțeles că le-am selectat, pentru că am avut de unde 40 de autori, plus multe texte, foarte multe totuși. Selecția a fost pe principiul acesta și după care și calitatea textului, da? Care mi s-au părut revelatoare, bine scrise, care intră în sistemul acesta al înnoirii și modernizării liricii. Cei mai generoși au fost, deci, presupun Bacovia, Macedonski, Minulescu. Da, Bacovia l-aș fi întregime. Bine, am făcut un fel de clip, împărțit puțin. Bacovia, Minulescu, la fel. Și Angel. Eugen Ștefănescu este de pildă. Iată, sunt destui autori pe care i-aș fi pe care i-aș fi vrut, probabil aș fi ales mai multe texte, dar spațiul era redus și așa am făcut, trebuie să fac, mai întâi să fac antologie cea mică și n-am putut o face mică la început, pentru că trebuia să spun despre ceea ce cred, am citit în continuare, am citit alte cărți, altă viziune, mi-am schimbat puțin viziunea asupra lucrurilor, asupra ceea ce credeam eu altă dată. Deci am susținut lucrarea în 2003, tot ce a fost scris până în 2003, am citit și acum am revenit la câteva surse, nu la toate. Dar deci acum am altă viziune, cred altfel despre simbolism și este foarte important să-l actualizez, să-l aduc în momentul acesta, în prezentul meu și să-l valorific. Iată. Interesantă comunicarea dumneavoastră. Înțeleg că este o sinteză a studiului introductiv din antologia care va apărea la Bunivas și noi vom avea prilejul să citim studiul integral în carte. Și da, sunt vreo... Să lansăm cartea la Chișină. Mi-ar place dacă ar servi cuiva, pentru că am trecut prin mine ideile astea noi, nu știu cum, am trăit... un an de zile n-am mai văzut altceva, nu. Și ne-ați luminat și pe noi, am resimțit gustul misterului, mitului. A neumitului, a reinventării, a refacerii, recreație. De fapt, simboliștii au reinventat prezentul, da? Și noi am făcut același lucru aici. Simbolismul, de fapt, a încercat virtual, am reinventat prezentul mai încolo, deci a încercat recreat prezentul. Să lege realitatea de o metafizică, de o suprarealitate care e dincolo de lucruri și care ni se prezintă și o intuim. Ea ni se prezintă, ea ne pare ba în vise, și o intuim prin intuiție. Înțelegem că este ceva mai mult decât putem noi avea ca și rezultat al experimentului și de aceea ei au încercat, deci prin corpul lor, adică trebuie ăsta, multul ăsta care, sau misterul ăsta, cum să-l sugerez altfel decât încercând să-l găsești în tine, misterul, pe Dumnezeu, dacă vreți să spunem Dumnezeu, pentru că nu e greșit nici așa. Deci, simboliștii nu au fost religioși, dogmatici, deci ei îl vedeau pe Dumnezeu ca un sistem imuabil de valori, deci neschimbat, care la un moment dat a fost pus... Deci a fost mers în derivă, într-un impas. Deci a început, deci nu mai putea prin limbajul acesta nu se mai putea comunica. Deci nu mai era adecvat, adecvat. Deci nu se mai putea comunica, nu mai permitea cunoașterii. Iată.
doamna Bușcăneanu, întrucât ne presează timpul, haideți să vorbim un pic despre Universitatea din Geneva. După ce ați predat atâția ani la Universitatea Creangă, cât de diferit vi se pare sistemul nostru universitar față de cel elvețean? Cum sunt universitatea din Geneva? Cum sunt studenții? Ce am putea învăța noi de la universitarii de acolo? Eu am fost, aici am fost studentă și am și predat și am avut un statut, acum altul. Ca și studentă, studentul are libertatea să-și aleagă anumite cursuri, este foarte bine, biblioteca este enormă și are foarte multe facilități, deci numai are spațiu, are material, este orientat foarte bine. De pildă, eu am trecut cu greu bariera, fiind venind dintr-o lume unde trebuie să vorbești mult dacă ești filolog, trebuie să vorbești frumos, mult, cuvântul contează, dar trebuie să fii cumva mult, trebuie să te exprimi, să folosești diferite expresii pentru aceeași idee. Ori aici lucrurile stau mult mai riguros. Aici, literatura am simțit-o la început, mi s-a părut șocant. Literatura e ca și matematica. Deci, nu vorbești prea mult. Ideea deci este, nu vorbești în cuvinte, vorbești în idei. Deci, sinteza contează. Contează capacitatea de sinteză. Spuneam într-un am ratat primul examen la literatura universală, deci literatura universală. Un singur roman. O pagină dintr-un roman. Deci am preparat, am făcut un curs și un singur roman pentru un examen, deci o singură pagină. Trebuia, aveai 15 minute ca să faci aveai un item, o problemă de rezolvat. Deci eu am început, ca tot om, am început să vorbesc despre autor și despre ce l-a făcut pe autor să scrie romanul ăsta și despre multe și mărunte și nevrute ca să ajung, de fapt, la ceea ce trebuia să fac, să nu mai am timp. Ceea ce aș face eu, de pildă, dacă ceea ce am făcut în continuare de la cursul de franceză pentru străini. Deci am încercat să folosesc maxim timpul și să nu să fie foarte concentrat pe secundă, nu, să fie foarte, foarte împărțit timpul și împărțit sarcinile. Deci, ceea ce aș face probabil și acum, nu știu cât de pentru că literatura totuși, literatura este și joc, la urmă. Adică în formulări găsești ideea, dar trebuie să formulezi ca să găsești. Iată, și despre universitate, este o universitate, Universitatea Populară, eu predau franceza învățând totodată cu studenții, deci înseamnă că mergem destul de repede și eu ca și voluntar, deci eu sunt voluntar, nu am salariu pentru asta, dar am vrut foarte tare să rămân în contact cu studenții, să rămân în am statutul ăsta și să nu țin cumva știri la nivelul ăsta. Iată. Ceea ce aș, de pildă, cum văd universitatea de aici, cum văd Universitatea Creangă? Am mai fost întrebat la... Păi, asta mă întrebam, ce am putea noi învăța universitatea de aici și de la cei de acolo, de la cei... elvețieni, să zicem, înțeleg că noi suntem un pic mai haotici, da, la orele de literatură. Nu programăm foarte bine timpul. Mă refer la mine, zic de mine.
fluxul discursului despre literatură te cam duce, te cam... Da, așa este. De asta mi-am făcut și eu niște o schiță aici, ca să nu mă duc departe de subiectul care am încercat să-l duc până la urmă. Nu prea am reușit. Deci, ceea ce cred eu că pentru toată lumea ar fi o chestie, și pentru mine inclusiv, cum nici eu n-am învățat până la urmă. Deci, rigurozitatea aceasta și responsabilitatea față de cuvânt. Deci, este un cod literatura. Trebuie însușit, în primul rând, însușit termenii. O foarte mare responsabilitate față de punctul de vedere, de argumentarea acestui punct de vedere, de bibliografia, de sursele bibliografice și de sursele adaptate la mesajul cu care vii. Eu am încercat în antologie, păcat că vorbesc despre cartea care am pus, am încercat să pun cât mai multe surse ca să fie pentru, nu știu, pentru tot omul, toată lumea. Dacă aș face cu adevărat o bibliografie selectivă, ceea ce am făcut în varianta de buzunar a antologiei, aș lăsa mult mai puține surse. Pentru că sunt câteva care orientează. Deci, am învățat de la câțiva autori să-mi structurez mesajul. Cât de bine am reușit, e altă chestie, dar am pornit, deci atunci când făceam doctoratul, am pornit cu Alexandru Mușină. Deci el mi-a arătat ce înseamnă, de fapt, ce înseamnă explorarea în simbolism, ce înseamnă în poezie explorarea. Deci termenul ăsta, care este unul, să zicem, științific, el este adaptat la căutările poetice și la discursul poetic, la codul poetic. Explorarea sau ce înseamnă modernitate. Deci, ce înseamnă modernitate? Ce înseamnă paradigma asta nouă care începe la noi, începe, dacă vreți, cu acei tineri care la Paris învață la gât cravat acum, în not se leagă. Deci cu asta, și cu asta începe modernitatea. Am pornit cu 1848 încoace, se fofilează încet modernitatea, elemente prin costum, prin tineri ăștia care vin de secutare la Paris, nu știu de unde, prin elemente care intră cu greu pentru că mai departe vreau să spun de ce atitudinea față de mister și apoi atul în cursul român, chiar simbolist, atitudinea asta față de Dumnezeu, de mister, de nou, de neant, este cu totul alta. Deci, dacă vreți, poetul simbolist trebuie să treacă, ca să ajungă la sufletul cel la noi, eu trebuie să treacă prin sufletul ăsta neamului. Deci el trebuie să traverseze un sistem foarte dens, foarte aproape opac, uneori, dens de valori pe care cu mult greu poți să penetrezi dincolo de, mai ales că vine în continuare, de pildă, același Lucian Blaga care zice, nu, eu nu penetrez, deci nu, las misterul intact, din potrivă, chiar îl potențez. Și de aceea simbolismul a trecut cu greu, a avut foarte, foarte, a schimbat cu greu mentalitatea. A fost un salt foarte curajos din partea lui Macedonski, primul care a avut de suportat. Bine, și ridicat la caracterul lui, dar zic, noutatea a intrat mai greu în poezia românească, dar a intrat. Deci, vorbind cu doamna Mușcuneanu și mi-amintesc cu drag de discuțiile noastre edificatoare de la catedră și de admirația cu care vorbeau studenții despre orile dumneavoastră. Mi-lipsiți. Dragi colegi, dacă doriți să-i adresați vreo întrebare doamnei Mușcuneanu, vă rog, îndrăzniți.
Suntem mai tensionați pentru că această experiență este fără precedent. Suntem foarte stângaci, abia învățăm alfabetul Zoom-ului. Vă rog, dacă aveți întrebări, nu ezitați. Nu vă gândiți să reveniți la Chișinău, la universitate, noi aici? Este foarte, foarte complicat pentru că sunt copii care fac școlarizați aici. E complicat când într-un sistem cu urmă să rup tot și iar să iei de la început. Am început viața de cel puțin două ori, zic așa. Când am plecat în România și când am venit aici. Și am venit aici dintr-un motiv așa destul de banal. Dar iată, și foarte, mi-a fost greu să într-un sistemul ăsta, pentru că aici este un sistem riguros, este un sistem unde se numără decât unde se numără și cuvintele, și banii și cuvintele. Prin urmare, ceea ce mi-ar place foarte tare să revin, mi-ar place, pentru că aș avea un auditoriu cu care aș lucra, cărora le-aș împărtăși, aș avea ceva de dat, aș avea de dat. Dar, nu știu, vedem. Eu nu mă prepar acum să plec de aici mai departe în sus, nu știu, în sensul cerurilor. Deci mai am încă foarte mult de lucru, mai am proiecte, nu se știe. Poate da. Am văzut un mesaj de la doctorandul nostru, Cristian Sergeșniuc, un mesaj în care vă mulțumește pentru comunicarea atât de frumoasă și impresionantă. Și asta mă face să înțeleg că studenții abia așteaptă prilejul de a vă mai asculta, de a vă citi. Eu sper că am fost destul de coerentă. Am făcut ore, dar n-a fost niciodată online așa. Nu așa serios și am emoții și după care și timpul scurt totuși pentru mine este o problemă încă ca să pot să fac sinteza aceea despre care vorbesc, pe care aș vrea să o învăț odată cu studenții, dacă ar fi posibil. Da, ar fi tare frumos. Deci deci mulțumesc și eu celor care m-au ascultat și cred că nu s-a ascultat de grabă în asta cu urmă când îmi sunt atât de emoții. Și cu urmă poate o să revin cu un comentariu să zic, uite, acolo am greșit, acolo nu știu ce am spus. Nu era chiar aceea. Emoțiile sunt inerente pentru o astfel de experiență. Am citit un comentariu și de la colega noastră, Olesia Gârlea. Doamna Bușcălneanu mi-a fost profesoară, mi-a predat arta vorbirii. Da, am avut și un curs de asta. Da, avem aici poși studenți. Da, vă mulțumesc foarte mult. Bine că, nu știu dacă m-ați recunoscut, dar mă bucur. Noi vă mulțumim foarte mult. Știi, sper să mai avem astfel de interacțiuni virtuale, dar să vă avem și ca prezență fizică aici la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrucei Hrașdeu. Le mulțumesc colegilor pentru atenție. Mulțumesc și partenerilor noștri a Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, în special domnului director Igor Cojucaru, care ne-a asigurat această interacțiune video. Mulțumiri și de la doamna Ivanov, de la doamna Nadejda Ivanov, cu toată admirația, iată. Și de la doamna Felicia Cenuș, mulțumiri. Și vă așteptăm cu drag la Chișinău să lansăm antologia. Da, mulțumesc foarte mult. Aștept și eu să vă revăd, să cunosc pe unii pe care nu-i cunosc, să-i revăd pe ceilalți pe care știu și vă transmit salutări de aici. Și am uitat la timpul de afară, să zic că un ras de soare geneveza nu prea este. Vă transmit eu de la mine putere toată căldura de care despun, de toate inimile.
simbolic și sugestiv. Mulțumim foarte mult pentru atenție și ne revedem la următoarea întâlnire cu doamna Alina Tofan.